Alimentația corectă, suplimentele nutritive, folosirea corectă a rutinei de îngrijire, a tratamentelor active, a măsculițelor care stimulează colagena, veți avea un ten frumos, luminos, hidratat, ferm, tendoane și articulații fragile, plastice, elastice și o vedere mai bună. Păr frumos și unghii sănătoase. Vă salut, dragii mei și dragile mele! Bine ați venit și bine ați revenit în comunitatea noastră! Sunt Veronica Sandul, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Dacă ești pentru prima dată la canal, abonează-te, activează și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe, pentru a nu rata sfaturile utile în ce privește frumusețea interioară și exterioară. Eu mă bucur, dragii mei și dragile mele, că ați fost alături de mine în perioada când am publicat măsculițele de stimulare a colagenei. Deci, am vorbit despre colagenă, am primit multe întrebări de la voi și astăzi vreau să discut cu voi, să-mi scriți și în comentarii ce părere aveți despre folosirea colagenei interior și exterior. Colagena este o proteină de care depinde sănătatea oaselor, a ligamentelor, a tendoanelor, a pielii, a unghiilor, a părului. Mulți sceptici nu cred în folosirea colagenei pentru sănătate și frumusețe suplimentar. Și măsculițele, și suplimentele, și alimentația corectă ne ajută să ne menținem și să stimulăm producția de colagenă în organism. Datorită colagenei avem articulații sănătoase, tendoane, ligamente, pielea, părul, unghiile, vederea este sănătoasă. Colagena menține acidul hialuronic în organism. Îi ajută să se menție într-o stare optimă. Vreau să răspund astăzi la întrebările puse de voi. Sursele de colagenă. Deci sursele alimentare care produc colagena sunt cartilajele, sfârcul, oasele, pielițe de la pește, pentru vegetarieni spirulina, semințele de dovleac, ardei roșii. După vârsta de 50 de ani, rezervele de colagenă ale organismului se înjumătățesc. Suplimentele nutritive nu vor readuce nivelul de colagenă la rezervele care erau, dar vor declanșa producția de colagenă. De aceea este bine ca după 50 de ani toți să primim și să administrăm colagenă în diferite forme, cum sunt și diferite surse de producție a colagenei. Colagena este produsă din diferite surse. Sursă bovină, sursă porcină, marină, de la păsări și se găsește în diferite forme. Pastile, capsule, prafuri sau soluție. Depinde de cum vă este gustul, fiindcă colagena are un gust nu chiar plăcut și nu fiecare din voi poate să-i placă lichidul sau soluția sau în formă de praf. Fiecare alege, dar să fim conștienți care este sursa și dacă nu avem alergie. Doza zilnică. Că avem efecte benefice asupra sănătății, e de dorit să luați de la 3 până la 5 grame, cum ne arată studiile.
ca de obicei, persoanele care încep să folosească colagenă intern și extern, în formă de seruri, în formă de creme, își doresc miracole. Miracole nu există. Ca colagena să aibă un efect vizibil asupra sănătății noastre și asupra tenului, asupra pielei, e de dorit ca colagena să o folosiți timp îndelungat, de la 3 luni până la 6 luni. Doar atunci, cu credință, vor sintetiza și neuropeptidele care răspund și duc mesajul în piele pentru sintetizarea colagenei. Nu vă așteptați la miracole de la o cremă sau un ser care conține doar colagenă. Dacă credeți că produsele cosmetice care conțin colagenă vor sintetiza, ele doar hidratează, redau fermitate pielei, pielea devine mai plăcută la atingere, dar ele nu sintetizează colagena. Ca produsul care conține colagenă, e de dorit să conțină și un ingredient activ, un acid sau vitamina C cel mai bine, pentru a pătrunde mai profund în piele. Când vă spun și vă prezint măsculițele care stimulează colagena, ați observat ingredientele active. Sau înainte de a aplica această măsculiță, se aplică un peeling ca ingredientele să stimuleze receptorii de sinteză a colagenei. Ingredientele active stârnesc receptorii și receptorii și colagena se produce, se stimulează. Sunt suplimente din interior și din exterior, produse active, vitamina C, AHA, retinol, ele vor stimula sinteza de colagenă, dar o simplă cremă, un ser care conține doar colagenă, nu va sintetiza colagenă. În programul anti-îmbătrânire, pentru articulații flexibile, elastice, un păr sănătos, unghii sănătoase, piele fermă și luminoasă, e de dorit și e recomandat, după 50 de ani, toate persoanele să folosească colagenă prin alimente, suplimente și din interior și din exterior. Deci, doar așa va acționa colagena în totalitate. Avem pe canal filmulețul cu gelatina. Deci puteți folosi și administra gelatina în condiții casnice ca un supliment. Timp de o lună, o lună, două. Acțiunea colagenei anti-îmbătrânire a fost dovedită de știință. Recent, chiar în 2019, învățații au dovedit pe voluntari. Studiile au arătat folosirea și administrarea colagenei în formă de suplimente este benefică asupra întregului organism, asupra pielii, asupra articulațiilor, asupra părului, a unghiilor. Sursa și linkul îl găsiți în descrierea filmulețului. Eu folosesc colagena de tipul 1 și 3 cu vitamina C de la Dr. Best, de pe site-ul iHerb. Link-ul îl găsești în descrierea filmulețului. Alimentație echilibrată, suplimente nutritive care conțin colagena, produse care conțin produse de îngrijire cu colagena, cu vitamina C, cu retinol, folosirea colagenei în formă de suplimente, cu alimentele, cu produsele de îngrijire, cu măsculițele care stimulează sinteza de colagenă, vei obține un ten frumos, unghii frumoase, păr frumos, articulații și ligamente flexibile și o stare de bine
Eu te îmbrățișez, te iubesc și îți doresc multă, multă sănătate. Îți doresc frumusețe interioară și exterioară. Să auzim de bine! La revedere!